găsesc că mă simt inflamat de discursurile celor doi prieteni ai mei și mestecând ce spunea acum Păria Patapievici, simt nevoia să fac această mică completare. În textul pe care îl am în cartea asta, se face o comparație pentru ca lucrurile să fie mai inteligibile în privința monstruozității pe care îl presupune punerea în practică a comunismului. Imaginați-vă cum ar arăta lucrurile astea dacă revoluția și-ar propune să aibă ca obiect corpul uman. Deci trebuie să plecăm de la ideea că paradisul nu există pe pământ. Comunismul fiind o utopie și o utopie de gen paradisiac, de fapt proiectează aspirația către absoluta omenirii într-un teritoriu extrem de periculos. Deci poți să-ți proiectezi dorințele paradisiace în felul în care îți faci destinul, în muzică, în diferite eșapări, dar în niciun caz ale spirituale, dar în niciun caz la nivelul unei întregi societăți și făcând asta fără să-i consulți pe ceilalți. Așadar, societatea umană nu va fi niciodată paradisiacă. Corpul uman nu este nici el paradisiac, este muritor. Imaginați-vă că vine cineva și spune, nu e în regulă corpul uman. Ce-ar fi să facem un corp mult mai reușit? De pildă, are gripă, are boli. Ce-ar fi să facem un corp care iese din ontologia bolii, din orizontul bolii? Exact așa s-a gândit în cazul societății pe linia comunismului. Imaginați-vă că un nebun se apucă să revoluționeze corpul uman. El este un dat natural. El poate fi reformat. Medicina este un mod de a reforma corpul în momentele lui de dificultate. Dar nu este un mod de a-l transforma într-un corp de zeu. Marxismul, comunismul exact asta a făcut. A luat datul natural al societății și înțeleg prin asta felul în care oamenii sunt obligați să colaboreze în vederea trăirii la oaltă. Nu se poate trăi după proiecte utopice. Nu există colaborare posibilă în afara unei piețe liberale. În afara liberalismului, care e condiția naturală a umanității, nu se poate trăi, nu se poate produce. Nu poți să castrezi omenirea de creativitate, de spiritul de concurență, de jocul cererii și ofertei, de prețurile mai mari sau mai mici care câștigă în cadrul unei concurențe. Sigur că da, societatea are gripe, are gripe bancare, are tot soiul de gripe, are blocaje, așa cum are corpul uman, dar așa cum nu-ți propui să revoluționezi un trup ca să-l faci nemuritor, nu poți revoluționa o societate fără să o ucizi, în felul comunismului. Asta este, de fapt, ceea ce este uluitor, este că toate caznele noastre de a explica un lucru care ține de ordinul evidenței se izbesc la nesfârșit de un blocaj mental o afectiv al celorlalți. Cunosc tineri de astăzi care n-au depășit vârsta de 25-26 de ani, care se angajează deja pe această cale în care te joci cu focul la adresa întregii omeniri. Nu-și dau seama ce fac, cred că și din ignoranță. Nu numai din fascinanta atracție a tânărului pentru coteul moral al omenirii. Își imaginează că pun în joc în felul ăsta ideile sublime de dreptate, legalitate și celelalte. Nu există așa ceva, iar adevărul este că trebuie să scriem la infinit în direcția asta până când omenirea. Mai e o chestiune pe care merită să o ținem minte. Oamenii trăiesc prin empatie atunci când ajung unii la ceilalți. Ca eu să pot să înțeleg experiența unui seamăn al meu, trebuie să am puterea de a mă transpune în sufletul lui, în modul lui de a simți. Există un roman al lui Kundera, Ușurătatea de nesuportata ușurătatea ființei, în care se întâlnesc două personaje care vin din lumi diferite, din țară comunistă și din țară occidentală. Și nu se înțeleg. Folosesc cuvintele, dar în mintea fiecărui aceleași cuvinte au semnificații diferite. Când francezul îi spune fetei din Praga,
manifestație, francezul are în minte modul în care se distrează tineretul când iese pe străzile Parisului să manifesteze. A manifesta în Franța este un mod semi-cotidian de a-ți petrece existența. Faci o grevă, manifestezi, e bine, oamenii râd, se simt bine. Pentru fata venită din Est, manifestația este ceea ce era la noi 1 mai și 23 august. Nu? Modul de a fi luat și dus cu forța să-ți manifesti un entuziasm pe care nu-l ai. Între cei doi, empatia nu e posibilă. La fel, noi am înțeles, eu cred că superioritatea noastră față de cei din vest, cel puțin la nivelul intelectualilor, este că noi am făcut efortul empatiei pentru a înțelege ce a însemnat nazismul și pentru a realiza grozăvia unor oameni care au trăit sub teroarea cu pricina. Dar ei, când se joacă în saloanele pariziene de-a comunismul, nu fac efortul empatiei de a coborî în sufletul nostru care a fost chinuit de-a lungul unor decenii. Lipsa de empatie este cheia incomunicabilității. Într-adevăr, nu poți să transmiți durerea de măsea uneia care nu-l doare măseaua, dar nu ești idiot ca să nu înțelegi ce înseamnă când îți descrie chinul tău. Toate lucrurile astea există, cred, în cartea asta. Și ea este scrisă pentru toți cele trei categorii pe care vi le pomeneam. Cei care au uitat mai înainte de a-și aduce aminte, cei care ignoră și intră în acest rol cu o irresponsabilitate uriașă și pentru cei care au frustrări și vor o lume perfectă care nu există pe acest pământ și care nu-și asumă condiția eroică pe care trebuie să o ai atunci când trăiești într-o societate liberă. Vă mulțumim! Înțeleg că se dau niște autografe aici, dacă a terminat domnul Boia sau cine, nu?